Bine v-am regăsit la o nouă etalare interactivă. Haideți să facem astăzi etalarea pentru perioada 8-14 august în dragoste. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă în dragoste. Am pus trei variante. Prima, piatra galbenă. A doua, albă. Și a treia, piatra verde. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni, și pentru cei care sunteți despărțiți sau sunteți într-o căsnicie sau singuri. Acest video este valabil pentru toată lumea. Vă voi lăsa câteva secunde să vă gândiți foarte bine înainte să alegeți. Bun, haideți să vedem pentru cei care ați ales prima variantă. Cu piatra galbenă, o punem aici. Bun, sper că se văd. Nu se văd toate cărțile, dar aproape. O să le dau mai aici. Bun, la prima variantă voi vorbi prima oară despre cei care sunteți despărțiți. Uh, pentru cei care sunteți despărțiți în perioada 8-14 august, se pare că veți avea parte de o surpriză. Uh, veți avea un nou început. Uh, persoana de care v-ați despărțit se va întoarce la dumneavoastră cu mult noroc din câte văd aici, parcă a fost o despărțire datorită altei persoane care a intervenit în relația dumneavoastră sau poate să fi fost o despărțire datorită faptului. Um, că Cineva din familia partenerului sau a partenerei dumneavoastră a intervenit în relația voastră, cineva care um, a influențat persoana cu care ați fost foarte mult, negativ, din, uh, a influențat-o negativ. Um, în alte cazuri, această despărțire mai poate se, um, să fi fost, deoarece um, această relație pur și simplu a fost o relație destul de uh, tensionată. Poate că și această carte spune simțul umorului. Poate că a luat lucrurile prea serios, poate că um, trebuie să. Uh, aduceți o schimbare în această relație și de-aia spun că în multe dintre cazuri această despărțire nu a fost uh, la întâmplare s-a întâmplat datorită faptului că trebuia să schimbați ceva la dumneavoastră și partenerul uh, la rândul lui sau partenera trebuia să schimbe ceva la el sau la ea um, poate că n-ați mai știut să vă bucurați de clipele petrecute împreună poate că <coughs> intervenise monotonia în această relație Uh, poate ați fost prea posesivi sau uh, uh, prea impulsivi, uh, um, ați controlat prea mult această persoană, pentru că văd că au existat niște legături foarte puternice. Poate că um, ați mers pe o mentalitate greșită, crezând că dacă țineți persoana aceasta foarte strâns, uh, nu va greși față de dumneavoastră. Pentru că văd că multe dintre cazuri la etalarea numărul 1, sunteți persoane care ați avut Uh, Cel puțin o dezamăgire în trecutul dumneavoastră, și asta v-a făcut uh, în momentul când ați întâlnit această persoană, uh, să aveți tendința să o controlați sau uh, uh, să o țineți foarte strâns uh, ca să nu fac aceleași greșeli pe care le-a făcut persoana din trecutul dumneavoastră, sau persoanele din trecutul dumneavoastră. Și asta pentru faptul că ați rămas cu anumite traume, anumite frustrări, ca să spun așa. Însă a fost o greșeală din partea dumneavoastră pentru că această persoană vă iubește cu adevărat, uh, clar văd sentimente sincere de dragoste la etalarea numărul 1 și chiar văd că această persoană, chiar dacă au existat tensiuni, chiar dacă au existat uh, probleme în această relație, această persoană se întoarce la dumneavoastră pentru un nou început. Uh, Ceea ce trebuie schimbat la voi, cei care ați fost despărțiți la etalarea numărul 1 este să schimbați puțin modul de abordare la voi, să schimbați puțin um, felul în care vă comportați cu această persoană, pentru că această persoană um, vă iubește foarte mult, își dorește să fie cu dumneavoastră, uh, nu concepe să fie cu altcineva în viața lui sau în viața ei, Însă ar vrea ca dumneavoastră să fiți mai uh, detașați, uh, să nu mai constrângeți foarte mult această persoană, să aveți încredere în primul rând în el sau în ea și să nu mai uh, aveți senzația tot timpul că sunteți înșelați sau că sunteți uh, trădați sau mințiți, pentru că această persoană uh, nu vă ascunde absolut nimic. Uh, în multe dintre cazuri putem să vorbim despre... Uh, pentru doamne în special, uh, de un bărbat care tot a avut legătură cu o fostă, o fostă care tot nu i-a dat pace, ca să spun așa, poate că au avut lucruri care încă i-au mai legat sau uh ea pur și simplu nu a vrut să-i dea pace lui sau n-a vrut să îl lase în pace să fie cu dumneavoastră sau poate că a insistat însă asta nu înseamnă că el i-a răspuns cu aceleași sentimente pur și simplu a încercat să scape de ea și nu și-a dorit o care ca să spun așa persoana aceasta își dorește relație doar cu dumneavoastră însă s-a simțit cumva... Um, um, Învinovățit degeaba pentru că practic nu va nu a greșit cu nimica Bun, pentru cei care sunteți într-un cuplu, căsătoriți, la etalarea numărul 1 pot să văd că în perioada 8-14 august va exista o clarificare a relației dumneavoastră Mulți dintre voi aveți de-a face cu o parteneră sau cu un partener care are o relație extraconjugală de foarte mult timp. Pot să vorbesc despre o persoană care este ca, cum să explic, pur și simplu este ca partenerul sau partenera dumneavoastră simte că este, această persoană este ca o escapadă ceva unde se poate relaxa ceva unde se poate detașa și la voi ca și la prima variantă pot să spun că partenerul a partenerul dumneavoastră um, a făcut acest pas ca să spun așa nu din dragoste pentru cealaltă persoană ci din faptul că în relația dumneavoastră a intervenit foarte mult monotonia văd că sunt și copii implicați în foarte multe dintre cazuri <coughs> și um, această persoană cu care sunteți și-ar dori ca dumneavoastră să vă schimbați, poate că ați uitat să mai aveți grijă de dumneavoastră, poate că ați uitat să mai acordați atenție partenerului, poate că v-ați axat numai pe certuri sau v-ați axat numai pe tensiune, pe cerințe sau contradicții, pe lucruri de genul acesta și ați uitat pur și simplu. Să vă bucurați de relația dumneavoastră de partener sau de parteneră, ați uitat cum este să faceți lucruri împreună. Iar din acest lucru văd că această persoană cu care sunteți și a găsit cum s-ar spune liniștea sau ceea ce își dorea în altă parte. Dar asta nu a făcut-o din sentimente pentru că sentimentele sunt pentru dumneavoastră și și-ar dori cumva ca dumneavoastră să fiți ca această persoană. Iar în această perioadă care urmează, uh, partenerul sau partenerul noastră va clarifica aceste lucruri cu voi, vă va explica despre ce este vorba, uh, va exista o iluminare, nu spun că este corect ceea ce a făcut, pentru că nimic nu-i dă dreptul să vă înșele și dumneavoastră să așcep, acceptați acest lucru. Uh, însă, la prima variantă, ca și sfat, trebuie să aplicați o schimbare la voi. Uh, Adică, ca și exemplu, în timp ce voi vă stresați, plângeți și vă consumați foarte mult, vă îmbătrâniți făcând acest lucru, cealaltă persoană se aranjează, se afișează în fața partenerului sau a partenerii noastră într-un mod tot timpul cochet, iar partenerul deja a prins o... Repulsie ca să mai vină acasă să vă găsească în, acest, în această stare, chiar dacă um, cumva unii dintre voi nu vă mai găsiți puterea interioară să faceți aceste lucruri și aveți și copii de care să aveți grijă și responsabilități de casă, um, va exista o trezire în primul rând și pentru voi în această perioadă. Uh, și asta în urma discuției cu partenerul sau cu partenera. Bun, pentru cei care sunteți singuri la etalarea numărul 1. Uh, pot să spun că urmează o perioadă. Uh, va fi și tristă, și fericită. Uh, 8-14 august pentru voi, cei care sunteți singuri va reprezenta, um, mulți dintre voi va trebui să lăsați trecutul în urmă. Va trebui să vă decideți să lăsați trecutul în urmă. În primul rând este vorba despre o persoană din trecutul dumneavoastră pe care ați iubit-o foarte mult și această persoană o va iubi foarte mult, însă nu a procedat corect vis-a-vis -vis de dumneavoastră. Văd că au existat niște minciuni, niște ascunzișuri, văd că au existat lucruri care vi s-au dezvoluit, dar nu în totalitate. Uh, văd că această persoană este o persoană foarte imatură cu care ați avut de -a face um, parcă ați tot încercat și este posibil ca în perioada care urmează să încercați un reînceput de relație cu această persoană, dar va fi ceva scurt și veți decide că totuși nu mai are rost să mai, și nu mai aveți absolut nimic în comun, nu mai are rost să mai fiți cu această persoană și nu mai reușiți să vedeți această persoană în niciun fel. Poate că va greși foarte rău și uh, pur și simplu nu puteți trece peste. Uh, iar pentru cei care sunteți, tot pentru cei care sunteți singuri, la etalarea numărul 1. Văd în această perioadă că veți cunoaște pe cineva nou care vă este uh, suflet pereche, o persoană cu simțul umorului, o persoană care um, iubește foarte mult viața, iubește copiii, iubește să se copilărească. Um, este o persoană foarte norocoasă, este o persoană care râde foarte mult, uh, este o persoană care a avut aceleași experiențe de viață precum și dumneavoastră, aveți foarte multe lucruri în comun. Uh, și va exista pur și simplu o legătură și o conexiune spirituală. Atunci când veți întâlni această persoană în această perioadă, uh, veți fi foarte surprinși sau surprinse de cât de multe lucruri aveți în comun și de faptul că veți simți din prima uh, că această persoană este cea potrivită pentru voi. Bun, uh, ca și mesaj, pentru că avem și un mesaj. Uh, asta este valabil pentru cei uh, în special pentru cei care sunteți singuri de care am vorbit Că aveți un admirator secret. Uh, poate că persoana pe care o veți cunoaște, uh, poate ea vă cunoaște deja, vă admiră de mult în secret, își dorește de mult să fie cu dumneavoastră în secret, uh, vă iubește de mult și își dorește de mult acest lucru, dar poate că dumneavoastră nu ați observat această persoană gândindu-vă la trecut. Bun. Um, aceasta a fost etalarea numărul 1 haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales etalarea numărul 2 <coughs> piatra albă o să punem aici bun, la etalarea numărul 2 Uh, pentru cei care sunteți despărțiți, <coughs> pentru cei care sunteți despărțiți, văd, uh, în primul rând așteptați foarte mult un semn de la această persoană. Așteptați ca această persoană să vă caute și vă tot, uitați cum este această imagine. Uh, sunteți foarte melancolici și apatici așteptați foarte mult și vă gândiți foarte mult la această persoană și așteptați să vă dea un semn. Um, pur și simplu vă gândiți la lucrurile pe care, la momentele pe care le-ați petrecut împreună, vă este dor de această persoană, vă este dor de momentele petrecute împreună. Uh, așteptați ca această persoană să vă caute. În multe dintre cazuri persoana la care vă gândiți este la depărtare. Uh, iar această persoană va veni, din câte văd aici va veni. Sau vă va trimite un mesaj din depărtare pentru că și această persoană se gândește la dumneavoastră foarte mult Exact cum dumneavoastră vă gândiți la el sau la ea, așa această persoană se gândește la voi Chiar dacă este la depărtare Poate fi depărtarea din faptul că sunteți despărțiți sau poate chiar fi într-o altă țară sau într-o altă localitate În orice caz această persoană se gândește la voi la fel de mult cum și voi vă gândiți la această persoană Uh, clar, pentru cei care sunteți despărțiți, veți primi un semn, veți primi un mesaj, ceva care vă va surprinde și așteptați de foarte mult timp. Uh, mai există aici, din câte văd, uh, ca și uh, motiv de despărțire, uh, este, din câte văd aici, să aveți încredere și respectul de sine. Uh, poate că ați greșit puțin la etalarea numărul 2, cei care sunteți despărțiți. Și de ce vă spun acest lucru? Uh, poate că ați greșit din faptul că uh, ați, ați oferit prea multă încredere acestei persoane, v-ați oferit pătavă, ca să spun așa, uh, fără ca să așteptați nimic în schimb. Trebuia să lăsați această persoană, și trebuie să lăsați această persoană să vă arate uh, și să vă ofere ceea ce dumneavoastră i-ați oferit. Um, poate că ați. Um, pot să spun că la etalarea în Morduri este și greșeala. Este mai mult ca sigur greșeala dumneavoastră din faptul că um, ați obișnuit această persoană um, ca să nu ofere nimic în schimb. Pur și simplu v-a avut în totalitate și și-a permis uh, ca să profite de acest lucru, ceea ce nu este corect. Pentru că v-ați dedicat în totalitate timpul, dragostea, atenția, poate în multe dintre cazuri și finanțele, iar această persoană a profitat, ca să spun așa, involuntar, pentru că pur și simplu le-a avut pe toate pe masă. Dar asta nu înseamnă că nu vă iubește. Poate când vorbim de respectul de sine, poate că vorbim despre faptul că trebuie să vă impuneți și trebuie să vă schimbați modul de abordare. Și veți face acest lucru în această perioadă. Este posibil ca multe dintre voi sau mulți dintre voi chiar să fi lucrat la acest lucru, să vă fi dat seama de acest lucru în această perioadă, să vă, schimb, să vă fi schimbat lucrul, dar aici nu este vorba de aspectul fizic, aici este vorba de ceea ce v-ați lăsat pe voi pentru această persoană. Este vorba despre faptul că trebuie să vă puneți voi pe primul loc să aveți grijă de voi, să, aveți, să vă impuneți în fața acestei persoane, să impuneți respect, să dați de înțeles a acestei persoane că nu vă poate avea când vrea și cum vrea, ci trebuie să lupte pentru dumneavoastră, iar în această perioadă veți face acest lucru. Uh, bun, în multe dintre situații parcă sufletul dumneavoastră a cedat Ați spus gata, s-a terminat, nu mai există nicio șansă Această persoană este plecată de foarte mult timp Sau uh, suntem despărțiți de foarte mult timp Nu mai există nicio șansă de întoarcere Cred că trebuie să mă resemnez, să merg mai departe Dar este nu, răspunsul este nu Clar va exista o împăcare uh, Această persoană se va întoarce la dumneavoastră pentru că Modul vostru în care v-ați schimbat în această perioadă a trezit curiozitatea în această persoană uh, și uh, și-a dat seama cât valorați și cât de mult vă regretă. Uh, dacă vorbim despre o persoană care a profitat dumneavoastră financiar sau de atenția dumneavoastră sau o persoană care v-a înșelat, vorbim despre o persoană care vă regretă din tot sufletul, o persoană care își dorește din tot sufletul să fie cu dumneavoastră acum, așa cum sunteți acum. Uh, vă dorește și cum erați înainte. Uh, dar știe că nu vă, mai poate, nu vă mai poate avea cum erați înainte pentru că v-ați schimbat total. Iar această persoană este disperat sau disperată să vă aibă momentul de față, uh, și -a, făcut, a avut timp, ca să spun, așa, să facă o comparație între dumneavoastră și alte persoane și a dat seama că sunteți unice sau unici în viața acestei persoane și că a doua șansă ca să întâlnească pe, pe, pe cineva ca dumneavoastră nu mai există. Uh, bun, pentru cei care sunteți uh, într-o relație, într-o căznicie Îmi văd o situație foarte tensionată, în primul rând nu mai există comunicare Comunicarea este foarte dificilă în relația voastră În această perioadă și la voi este posibil ca unul dintre voi, poate voi sau partenerul Să fiți plecați într-o altă țară, uh, poate în um, ceea ce ține de carieră sau pur și simplu să Fiți, în momentul de față, distanțați unul față de celălalt. Um, văd aici o foarte mare suferință la voi, cei care ați întrebat. În primul rând, uh, se aplică și la voi același mesaj ca și la prima variantă. Uh, aveți încredere în voi, uh, impuneți respectul de sine uh, și încercați să puneți această persoană la punct, pentru că această persoană profită de bunătatea dumneavoastră. Poate că la etalarea, la varianta a 2, mă scuzați, la etalarea a 2, putem să vorbim pentru cei care sunteți căsătoriți, putem să vorbim despre prea multe șanse, prea multe iertări. Poate că ați iertat partenerul sau partenera de prea multe ori, v-a înșelat o dată de două, de trei și deja profită de bunătatea dumneavoastră. Încercați să speriați această persoană ca să o schimbați în ceea ce ține vis-a-vis -vis de dumneavoastră ca această greșeală să nu se mai repete încercați să-i arătați că puteți să plecați definitiv și vă poate pierde definitiv pentru că această persoană stă lejer crezând că orice ar face nu vă poate pierde Bun, pentru cei care sunteți singuri la etalarea numărul 2 pentru cei care sunteți singuri pot să spun că în această perioadă pe voi vă văd Singur de foarte mult timp la etalarea număr 2, nu, total, nu toată lumea, nu generalizăm, pentru că nu toată lumea uh, a trecut prin această poveste, însă mulți dintre voi de la etalarea numărul 2 poate că sunteți singuri de foarte mulți ani uh, sau poate de foarte multe, uh, de multe luni de zile, însă văd că v-ați închis în voi, poate că mulți dintre voi v-ați îndepărtat de lume sau încercați să faceți lucruri, uh, v-ați izolat, Uh, sunteți mult mai spirituali, ați căzut în latura asta în care uh, cereți foarte mult divine, divinităților ajutor Încât uh, nu mai comunicați cu alte persoane, uh, nu mai aveți încredere în nimeni uh, Chiar pot, pot să spun că mulți dintre voi vă simțiți, nu vă mai place de voi, nu mai aveți încredere de sine uh, Vorbim de aspectul fizic uh, Datorită dezamăgirilor din trecut aveți senzația că nu sunteți frumoși, că nu sunteți plăcuți, însă sunteți niște persoane foarte adorabile, adorabile, plăcute, persoane care meritați să fiți iubite, persoane care meritați să vă bucurați de iubire. În această perioadă se pare că va exista și pentru voi ceva bun, pentru că vă veți da seama că Perioada asta de așteptare, de singurătate a adus o schimbare în voi, și anume respectul de sine și încrederea în voi. Trebuie să vă treziți pentru că acum este momentul. Uh, nu spun pentru că nu vreau să vă mint uh, că în perioada 8-14 august veți cunoaște sufletul pereche, însă veți reuși să faceți mișcarea către socializare și către a cunoaște persoane noi uh, care vă vor da încredere în voi. Bun, aceasta a fost uh, și etalarea numărul 2, stați că avem și mesajul. Uh, trebuie să vă detașați în primul rând, uh, trebuie să um, vă eliberați, în special pentru cei care sunteți uh, la ultima variantă, cei singuri, trebuie să vă detașați, uh, să lăsați frustrările la o parte, să lăsați lucrurile care v-au marcat în trecut și să încercați să aveți încredere în voi. Să vă detașați de acele complexe, ca să spun așa. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 2. Haideți să trecem la etalarea numărul 3, ultima. Piatra verde. O să o punem aici. Oh, la etalarea numărul 3 este ceva destul de dificil. În primul rând, la etalarea numărul 3 clar vorbim despre lucruri foarte dark, foarte închise, foarte negre. Au ieșit trei cărți de asemenea natură. Avem în primul rând gelozia, avem în primul rând invidia. Avem în primul rând violență fizică și verbală, lucruri necurate, lucruri oculte, dușmani ascunși și avem două cărți care spun că aici aveți de-a face cu cineva care vă face lucruri oculte, cineva care este o persoană foarte rea, o persoană care vă urăște foarte mult, o persoană care vrea să vă vadă pur și simplu distruși. O persoană care vă manipulează în același timp. Haideți să legăm povestea, ca să spunem așa. Să începem cu cei care sunteți într-o relație. Pentru cei care sunteți într-o relație, într-o căsnicie, pot să spun și la voi este posibil ca partenerul sau partenera să fie la depărtare, însă văd că aici, în relația voastră, au intervenit lucruri oculte. Pur și simplu nu vă mai înțelegeți cu partenerul sau partenera, Poți să vorbesc despre o persoană foarte violentă și agresivă, dar nu voluntar, ci datorită faptului că aceste lucruri au fost făcute ca să vă destabilizeze relația, poate fi vorba despre um, sora partenerului dumneavoastră sau partenerei, mamă, mătușă sau poate chiar fi vorba despre o a treia persoană. Cineva care vă urăște foarte mult, cineva care uh, își dorește să vă vadă despărțiți și ba mai mult de atât, este vorba de cineva care dorește să vă distrugă sănătatea, liniștea casa. Uh, și are ceva personal cu voi. Ceva personal cu voi. Uh, pentru cei care sunteți în această situație. Această carte spune că dumneavoastră ați creat această situație și aveți puterea de a o schimba. Este posibil acest mesaj ca să vă spună că dumneavoastră puteți să schimbați acest lucru prin a lua atitudine și măsuri în dezlegarea și trezirea acestei persoane. Pur și simplu, văd o persoană care vă iubește, radând cu sufletul lui, însă nu mai vede absolut nimic. Această carte poate semnifica faptul că această persoană are capul în nori. Nu mai aude ce spuneți, nu mai vede ce spuneți, uh, încercați să discutați, să comunicați cu persoana pe care o iubiți și ajungeți numai la agresivitate verbală, certuri, stres, uh, respingere din partea acestei persoane. Este ceva foarte urât care vă ține continuu în tensiune. Pentru cei care sunteți despărțiți, pot să spun aceea situație că v-ați despărți datorită unor lucruri oculte făcute de către o persoană cum am specificat mai devreme, care poate fi din familie sau poate fi a treia persoană. O persoană care și la voi nu se lasă până nu vă distruge, este un dușman ascuns. Această carte se mai numește că este un dușman ascuns. Această relație este pe destinul dumneavoastră, clar. Însă, pur și simplu văd la italarea numărul 3 că și pentru voi, cei care sunteți despărțiți, așteptați un mesaj de la persoana iubită, poate că de departe, așteptați o împăcare, însă, în această perioadă, uh, veți avea parte de foarte multe uh, stări ciudate. Și aveți parte de stări ciudate. La italarea numărul 3 este ceva foarte negru. Um, persoana de care ați întrebat, persoana care v-ați gândit și pentru cei despăți și pentru cei care sunteți într-o căsnicie sau într-o relație este pur și simplu tulbure această persoană nu mai vede în stânga și în dreapta, nu vă mai vede pe voi pot să spun că aceste lucruri oculte v-au afectat vă în primul rând liniștea, calitatea somnului v-au dat anumite stări ciudate care în mod normal nu le aveați și pot să spun că da, chiar sunteți în pericol datorită la acestor lucruri care v-au fost făcute, chiar mulți dintre voi aveți o tristețe atât de mare provocată de aceste lucruri, depresie chiar care uh, duce spre gândul de suicid. Uh, bun, și pentru cei care sunteți singuri, pot să spun același lucru la etalarea numărul 3. Uh, din păcate, pentru etalarea numărul 3 uh, a căzut așa și pentru voi care sunteți singuri. Uh, văd la voi este o altă situație, parcă sunteți singuri de foarte mult timp, uh, datorită faptului că cineva, aici vorbim despre un fost sau o fostă, care n-a conceput ideea ca dumneavoastră să fiți cu altcineva, uh, această persoană vă urmărește din umbră, este pur și simplu, pur și simplu un diavol această persoană. Are o răutate uh, de neimaginat o persoană care va va controlat foarte mult, va manipulat psihologic foarte mult, o persoană care pur și simplu s-a jucat cu mintea voastră și nu concepe ideea ca dumneavoastră să fiți cu altcineva și parcă ați avut încercări după despărțirea de această persoană să tot fiți cu altcineva, însă nu ați reușit să legați nicio altă relație de niciun fel și v-ați tot întrebat de ce persoanele din viața dumneavoastră vin și pleacă la fel de repede și fără niciun motiv, însă motivul acesta este, această persoană din trecutul dumneavoastră nu suportă ideea ca dumneavoastră să fiți fericiți sau fericite dacă nu sunteți cu el sau cu ea. Este un mod foarte egoist de a proceda și mai ales că v-a făcut rău pe partea aceasta. Însă, cum spune această carte, ca și sfat, dumneavoastră aveți puterea la italarea numărul 3 să schimbați această situație și să luați măsuri. Uh, bun, ca și mesaj, uh, se referă la același lucru. Va trebui să aveți motivație, să vă găsiți curajul interior, să vă găsiți puterea interioară, să reușiți să luați măsuri în privința asta. Și să reușiți să scăpați din situația asta și să încercați să aveți empatie pentru partener sau parteneră, pentru mai ales pentru cei care sunteți căsătoriți sau într-o relație sau despărțiți, pentru că persoana respectivă nu acționează uh, um, conștient, ci inconștient afectat de aceste lucruri. Uh, bun. Aceasta a fost și etalarea numărul 3. Acesta a fost video de astăzi interactiv pentru perioada 8-14 august în dragoste. Uh, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.